Mistreții au început să dea iama în culturile de porumb și floarea soarelui. Deja au fost raportate primele probleme, iar inspectorii de la Direcția Județeană de Agricultură Gorj sunt în teren în fiecare zi să evalueze pagubele. Primele probleme au apărut în localitățile de sumunte. La Runcu au fost primele atacuri, iar atât specialiștii cât și agricultorii se așteaptă la mai multe vizite ale mistreților în culturile lor. Astfel de incidente au fost semnalate și la Plopșoru sau Turceni.